împlini porunca cea din veac, să stea la oaltă cei dintr-o singură mamă, țara românească, țara Ardealului și țara Moldovei. Pohta și-am pohtit eu! Radu Roncea, care este președintele organizației, este matematicianul nostru, este creierul cel mai sclipitor probabil de la această masă și îl las să vorbească mai mult despre cum simte el energia din Sebeș pe care o transmit. Maria din Sebeș Alba, chiar ce aș vrea să întreb pe domnul lider al partidului, unde e sediu aici în Sebeș? Vreau să mă scriu și eu un partid, vă rog să citiți mesajul, mulțumesc. Nu putem să spunem că nu avem voie, că e interzis. Ne-a interzis și ne-au, dar e în centru, nu? Undeva, da, nu? În centru, da. Ce nu avem voie să spunem pe strada Traian, dar nu, oricum, nu luați de bun, că nu avem voie să spunem. Vă rog. Primăria orașului Sebeș, dar cred că primăriile din toată țara pot fi comparate în Sebeș 100% cu o vacă. Da? O vacă pe care locuitorii orașului Sebeș o hrănesc, da? O duc la păscut, îi fac curat, da? Îi curăță grajul de bălegar și primarul și câțiva omulg. Și mai mult, folosesc numai pentru ei celelalte produse, cum ar fi viței, îi tai în interes personal. Laptele și brânza o folosesc în interes personal. Este ceva strigător la cer, pentru că în orașul Sebeș bugetul de investiții este unul mare, raportat pe cap de locuitor. Și cu toate acestea nu se văd acele milioane, 9 milioane de euro sunt alocate anual, da, pentru investiții în Sebeș. Și nu se fac decât trotuare și borduri. Da? Ori, foarte mulți, în ultima vreme, acum, auzind de această șansă de a prelua poporul puterea, stau încă pe gânduri, nu înțeleg de ce. Și mai mult de atâta, nu înțeleg cum de nimeni din Sebeș sau din țară nu-și calculează valoarea votului. Și asta e foarte important, ca pentru fiecare localitate să se facă calcul precis. În Sebeș am făcut calcule și valoarea unui vot este de aproximativ 3.000 de euro. Deci, un simplu vot care se pune o ștampilă nu face altceva decât să direcționeze acei 3.000 de euro către un reprezentant care să-i gestioneze. Ați împărțit bugetul orașului la numărul de oameni care votează, exact, da? Exact, da. Și aia e valoarea votului. Da. 3.000 de euro. Da. Să calculez și eu la București cât continuați dumneavoastră discursul, da. Să fac și eu calculul. Păi, cât e valoarea dacă e 3.000 de euro în Sebeș și ei își pun încă problema anumiți cetățeni și conlocuitori, păi ne oferă cu tare de la PDL, de la USL 200 sau 300 de lei. Păi înseamnă că îi păcălesc de numai. Deci tu faci un schimb valutar total necontestabil. Uite ce înseamnă profesor de matematică, da? Dai 3.000 de euro cu 200 de lei. Da. Știți când mi-a ieșit mie la București? La București votul e 5.000 de euro. Da, deci la București... Dacă ăștia persoane... la București iau țeapă și mai mare, ei dau 5.000 și iau... Și iau 500, nu, probabil... Ce 500? Iau 50 de euro, cum? La dumneavoastră cât se plătește votul? Se aud, unii spun de la 150 de lei la 500 de lei. Eu le recomand cetățenilor, vrea să-l vândă că nu are ce mânca, să-l dea cu 3.000 de euro. Măcar să-i lovească în buzunare pe adversarii noștri, da? E bună asta. La nivel național, în ultimile zile, și la nivelul de Sebeș, s-au auzit, da, ultimile discursuri ale domnului președinte și ale altor lideri politici. Eu nu-i pot numi politicieni, sunt niște mameluci cei care fac politică la ora actuală în România. Vorbesc de locuri de muncă, vorbesc despre Roșia Montană ca fiind singurul loc din România unde sunt probleme cu locurile de muncă. Cu locurile de muncă sunt probleme peste tot. Ni se prezintă Roșia Montană într-un mod așa de fals, încât parcă numai cei de acolo nu au locuri de muncă. Și vis-a-vis de aceste locuri de muncă, primăriile pot să-și creeze locuri de muncă. Și din 11 iunie, vin la Sebeș, nu să candidez, vin să câștig. Din 11 iunie, primul lucru pe care am să fac o divizie de construcții în această localitate, ca
angajați direct la primărie, da? Și muncitorii mei or să facă drumuri în numele primăriei, da? O să-mi închid firma, că probabil... Mai puteți fi administrator. Nu e chestia de administrator, probabil or să mă atace după ieșirile pe care le-am de gând să le fac în mai multe ziare și așa mai departe. Nu e nicio problemă, muncitorilor mei le spun, le transmit să mă voteze liniștit, o să-i angajez cu carte de muncă la primărie și o să facem drumuri de beton la jumate prețul, la jumatea prețului corect și de 10 ori mai ieftin decât le face actualul primar. Putem construi împreună drumul de la din centru la Râpa Roșie, putem construi împreună la costuri de 10 ori mai mici ștrandul, putem face un palat al copiilor, da? Și putem crea locuri de muncă direct. Spuneți că primăria să construiască direct drumul, nu? Da. Printr-o, da. Sigur, angajând oameni, da. Cum era odată înainte de 89, cum da? Cum era odată înainte foarte de 89, bine. Era bine. Asta e foarte bună idee. Chiar și primăria are dreptul să își facă o fabrică. La noi în Sebeș femeile lucrează pentru 500 de lei în sistem lon 10 ore pe zi. E o bătaie de joc. Nu contează că sunt italien, că sturci sau așa mai departe patronii respectivilor firme. În schimb, 500 de lei să dai unui om care lucrează 10 ore pe zi este o bătaie de joc. Am ajuns sclavi în propria noastră țară și decizia mea de a veni alături de Partidul Poporului și alături de domnul Dan Diaconescu este una simplă și motivată de faptul că am 4 copii și eu copiilor mei le spun învățați, pentru că ceea ce învățați voi vă asigură viitorul. În schimb, după cum a luat-o razna politica în țara asta în ultimii 22 de ani, văd foarte mulți tineri care învață bine și nu au loc de muncă. Am ajuns într-o țară în care ospătarul este prim-ministru, nu prim-ministru, prim-secretar de stat, da? Și ospătarii sunt persoane care au facultatea de drept, juriști. Da? Am întâlnit la Luci 2000 un băiat tânăr, copilul unui preot. Ce faci aici? Păi sunt ospătar. Păi tu n-ai făcut dreptul. Ba da, dar dacă n-am unde să mă angajez. Tot așa, ospătar, găsești ingineri. Că nu au unde să profeseze. Și atunci ajung ospătari cu studii superioare și ospătarii ajung miniștri secretari de stat. Ce clar că pe dumneavoastră o să vă dau eu exemplu la nivel de țară după ce o să cuceriți primăria din Sebeș. Că mi-am notat aici, deci dumneavoastră nu candidați, dumneavoastră câștigați. Deci eu câștig, da, da. Deci după ce o să faceți acolo, o să preluați primăria, deci faceți exact totul ca la carte, da? Deci primăria nu mai externalizează niciun serviciu, că s-a săturat România de că s-a furat cu externalizările astea. Deci primăria singură își construiește drumurile, singură își ia gunoiul, creează, da? O plus valoare, adică profit. Își face primăria o fabricuță, o afacere din care să scoată de bani. Lapte, o fabricuță, exact. De, ce spuneam și eu, fără să vă cunosc de multe ori la televizor. Așa deci trebuie să facă și primarul este Bucureștiului. Legal, este sigur. Legal și se dar poate toate face. Primăriile moderne de pe planetă fac treaba asta. Toate dar, din păcate, da. Nicio primărie în România nu face asta. Și avem 3200 de primării astăzi și toți primarii își bat joc de banul dumneavoastră public. Deci, țineți minte ce v-a învățat acest om din echipa noastră de la Alba. În primul rând, să vă socotiți votul din județul Alba, să vă socotiți votul, adică împărțiți bugetul primăriei la numărul de oameni care au drept de vot, da. Și o să vă dea o cifră. 2.000 de euro, 5.000, 7.000, cât vă dă. Și atunci orice rest atâția bani pe votul dumneavoastră, da. Ăsta la care vreau să-l cumpăr. Primar incompetent care are buget de primărie 100 de milioane degeaba. Bine, la dumneavoastră, da, e mai lucru foarte mai complicat. Interesant, toate se leagă. Este ceva absurd să lucrezi cu o firmă care, odată că umflă prețul, la nivel de primării ce se fac și cei de la devize sunt răspunzători, se pun cheltuieli directe pe materiale. Cheltuielile directe sunt CAS-uri și așa mai departe, da? Păi nu poți să plătești CAS-ul la cărămida sau la betonul care îl pui în operă. În schimb, cei de la devizare închid ochii și se pun cheltuieli indirecte și directe pe materiale. Cheltuielile indirecte îi că sun la telefon, trebuie să-ți plătești secretara și să plătești chiria la sediu. Ce cheltuieli indirecte poate să aibă o livrare de beton. Asta unul la mână. Doi la mână. Despre în Sebeș este un trafic de coșmar. Da? Toți locuitorii planetei știu despre Sebeș. Chiar este un banc că se întâlnește primarul din New York, primarul din München și Mugurel Sârbu, actualul primar. Ce partid e primarul ăsta? Acum e independent. A fost la PSD, după aceea a fost și la PNL și la PDL și acum vrea să candideze independent. Se întâlnesc cei trei primari la o chirmeză și
Iese întrebat cel din New York, măi, cum ai tu atâtea miliarde? Păi zice, știi, o firma mea de, de proiectare a câștigat licitația pentru reproiectarea blocurilor de la World Trade Center. A, și o grămadă de bani. Dar tu îl întreabă pe cel din München, firma mea de construcții a construit toate autostrăzile din jurul München. Și zice, dar tu, Mugurele? Păi zice, firma mea de construcții a făcut centura orașului Sebeș. Bă, zice, nu ne minți că, dar zice, toată lumea știe că și noi în Germania și în America se știe că Sebeșul nu are centură. Păi zice, da, dar am încasat-o. Da? Cam asta e situația în Sebeș. E chiar real bancul ăsta, probabil, da? Da, 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 da. Tot în Sebeș ce se mai poate face și se poate face la orice primărie din țară care va fi câștigată cu ajutorul poporului de către Partidul Poporului Dan Diaconescu, se poate face o divizie de agricultură, pentru că deja avem un muncitor pe care îi plătim. Mă refer la asistații sociali, care conform legii trebuie să presteze 72 de ore muncă în folosul comunității. La ora actuală, munca în folosul comunității se rezumă la a sprijini gardurile și la a se face ca un fel de grupare, așa de spun bancuri și adună frunze din oraș. Ei, aceste persoane, cu siguranță, dacă li se oferă demnitatea de a munci efectiv, o vor accepta, pentru că dreptul fundamental al unei persoane îl reprezintă munca. Ori acest drept ne-a fost luat în ultimii 22 de ani. Și fac o paranteză, ceea ce încercăm noi să facem cu ajutorul Partidului Poporului și cu ajutorul populației este un lucru pe care și în urmă cu 23 de ani cineva a început să-l facă. Nu fac apologia comunismului. În schimb, foarte mulți doctori în ale economiei, da, încearcă să creeze legi, da, nu vreau să le dau nume, legi care mai de care, care să-și poartă amprenta numelui, da, dar uită că la baza legii 15 din 1990 a stat abrogarea altor trei legi, da? Și având o discuție privată cu un doctor economist, îi spun, bine, domnul doctor, dar cu legea 3 din 1989 cum e? Nu știu, nu mă interesează. Cum nu vă interesează? Păi legea 3, da, din 1989 a fost dată, promulgată pe 30 martie, dată în monitor oficial pe 2 aprilie. Asta făcea descentraliza toate fabricile și uzinele. Pe 3-4 aprilie Ceaușescu iasă și spune, gata, am gătat cu datoria internațională, nu mai avem datorii, dar nu face și precizarea că toate fabricile trec în directa administrare teritorială. Ba mai mult, aceeași lege liberaliza și dădea posibilitatea ca COM-ul, Consiliul Oamenilor Muncii, împreună cu directorul general, să participe la câștigul la profitul societății. Da? Ei, asta l-a speriat foarte mult și pe Iliescu și probabil și pe Voiculescu și au zis, bă, ce face ăsta? E nebun? Dă fabricile la popor? Păi trebuie să gătăm cu el, să le luăm noi. Și asta a împățit. Să-l omorâm, da. Da, da, asta a împățit. Ni s-au luat drepturile pe care au fost câștigate cu atâta transpirație de către părinții noștri. Ni s-au luat liniștea și ceea ce e mai grav, sunt anumite persoane care spun, a, nu le mai putem câștiga înapoi. Păi cum să nu mai putem să le câștigăm? Dacă mie îmi fură telefonul celular, un individ, da? Și poliția găsește telefonul meu furat la un cumpărător de bună credință. Ce se întâmplă cu telefonul meu? Mi-l returnează, da? Și cel care l-a cumpărat, bunul furat, trebuie să se împace cu celălalt. Da, exact așa e și în cazul fabricilor. Ni s-au luat fabrici, ni s-au luat uzine, da? Trebuie retrocedate poporului toate acestea, chiar dacă unele, din păcate, sunt ruine, măcar avem terenul, luăm înapoi. Și, bineînțeles, cine a cumpărat Rompetrolul din Patriciu să se judece cu Iliescu sau cu cine i l-a făcut cadou. Da. Nu, poporul e bună, da, foarte bună. O altă chestie foarte gravă care se întâmplă și populația trebuie să o conștientizeze. Vorbim de câțiva ani de o datorie externă extrem de mare, de 100 de miliarde, fals. Poporul nu are nici încrin, nici în mânecă cu datoria publică-privată. Adică dacă vine Ahmed sau, nu contează, un
am luat exemplu un arab, un grec, nu contează, face un împrumut la o bancă comercială din afara țării, automat acea sumă, 10 milioane, trec în datoria externă a României. Dar este datorie externă, publică, privată, da? Care a făcut-o respectivul arab, nu a făcut-o poporul român. Datoria contractată de către cei care sunt la putere, da, nu pot fi numiți politicieni, este de aproximativ 37 până în 40 de miliarde, atât. Restul să plătească, să-și plătească datoriile. Nu e problema noastră. Eu am rămas stupefiat când l-am văzut pe Băsescu că face un calcul în care include și datoria publică-privată. După care mi-a venit inima la loc în care a făcut o mică paranteză și zice, da, într-adevăr, asta nu prea are treabă cu populația decât în anumite situații. Dar nu preciza care situație. Când le preia statul, da. Falimentul țării. Păi noi de 22 de ani naționalizăm datoriile, pierderile le naționalizăm. De exemplu, Bancorexului, da? Și profiturile, taxele și așa mai departe, le privatizăm. Dar știi ce s-a întâmplat cu șeful de la Bancorex? Că ce bani s-au furat de la Bancorex sau inclus acum în prețul benzinei? De fapt, noi plătim ce au furat alții de la Bancorex. Deci este criminal. Domnule, matematician, vă dați seama. Mi-am notat deja trei idei. Am trei puncte noi, de trei noi măsuri din cele 100, da. Punere evidență că tot ce s-a făcut în țara asta are 22 de milioane de coproprietari. Matematicianul nostru Radu Roncea. Da. Hai să terminăm asta și facem mai. Stai să zic, stai că mi-e plac să că eu notez deja. Haide. Sunt tânăr foarte hotărât în viață. Timp de 23 de ani se tot luptă să ajungă la un castel unde dacă reușea să intre pe porți în castel prin porți, avea asigurat o viață nemaipomenit de îmbelșugată și, bineînțeles, fericire deplină. Și se luptă el, se luptă cu animalele pădurii, cu dușmani, cu hoți, cu tâlhari și ajunge la porțile castelului. Și când ajunge acolo își vede ușile, numai că surpriză. Erau doi uriași foarte mari, sprijiniți așa, în gheoagă. Se uită la ei și zice, bă, cu ăștia n-am nicio șansă. Mă bat, mă fac praf. Da, pe ăștia am să-i păcălesc. Stau jos și când o să adoarmă uriașii, ciuști, intru în castel. Mă, și începe omul nostru, stă o zi, nu doarme, nici uriașii nu dorm. Stă două zile, nu doarme, nici uriașii nu dorm. După o săptămână, uriașii nu mai puteau de somn, dar nici el. Și el continua să nu intre, să steie, să-i aștepte, să doar o adormi. La care unul dintre uriași se uită așa la el și zice, auzi, zice, nu te supăra. Ți-am păzit porțile astea de 23 de ani. Da? Să nu intre nimeni. Te-am așteptat să vii, să intri. Ne mai ții mult? E, unul dintre cei doi uriași, da? Poate fi transferată povestea și în cazul Partidului Poporului. Unul dintre cei doi uriași este, bineînțeles, Dan Diaconescu, da? Care ne-a păzit o poartă pe care poporul acum trebuie să ia decizia ce are de gând. Stă afară și doarme sau intră în palat și o să aibă viață îmbelșugată și un trai fericit. Frumos. Da, foarte, foarte frumos. Frumoasă pildă. Și artistul internațional Dorin Șerdean pentru Alba Iulia, viitorul primar. În sfârșit vom avea un primar la Alba care să nu mai vopsească tricolorul în portocaliu. Exact. Nu? Da. Vă rog. Vreau să spun doar atât, pentru că încă o dată fac referire că suntem în săptămâna patimilor. Le spun tuturor românilor, nu numai albaiulienilor. Amintiți-vă pilda talanților. Nu îngropați votul vostru. Perfect. Sărbători fericite! Și asta e foarte bine.